ai făcut. Bună dimineața odată în plus. Îi spunem bună dimineața și lui Andrei Leonte. Bună dimineața. Merge zis bună dimineața, luni dimineața? Merge? Merge zis? Merge. Așa, să începem cu așa optimist de Bordan, nu știu ce să zic. Hai să fim optimiști. Nu prea vine lunea. Știu, mie îmi zici. Mai ales după un weekend în care Elenevita este acasă, n-ai făcut nimic. Eu am avut cântare în weekend, din păcate. Da. Așa că la mine săptămâna nici măcar n-a avut așa o pauză, pur și simplu. A fost pe bani? S-au contopit săptămâna. A fost pe strângeri de mâini. Nu, a fost pe bani, dar... Și pe strângeri de mâini. Disco Introvert am ascultat. Yes. Piesa pe care ați ascultat-o mai devreme de la Andrei Leonte. Spiritul verii, eu sunt... Ai venit aici. Efectiv, fi capitanul nostru. Animal, da. Să știți că o să vedeți, a avut de spus lucruri interesante Andrei și pentru Radio Vacanța. O să postăm și o să vedeți ce recomandări, pe unde se plimbă omul, pe unde ar vrea să ajungă, dar momentan s-a plimbat prin București și a ajuns aici, din sectorul 3, în radio. Cum mai e în sectorul 3? Acolo am și eu adresa de bulet. Da? Azi de vecini. Da. Se ridică mașini? Nu, încă n-am văzut să se ridice mașini. Sunt foarte multe pavele. După cum bine știi, așa, sunt foarte multe borduri. Corect. Așa și foarte multe controverse. Știi cum se zicea în sectorul 3? Fii cu noi, nu fii gunoi. Aoleu, da. Super. Da. Încă. Mie mi-a plăcut. Pe tomberonul din fața blocului meu încă scrie. Da? Așa. Da. O chestie agresivă mi s-a părut, dar probabil măcar de-ar funcționa. Ce înseamnă disco introvert? Chiar stăteam cu Andreea și ne întrebam. Disco introvert, o denumire mai ciudată pentru o piesă, sincer. Da, oricum este în engleză, că introvert nu e introvertit, e în română. Băi, e o replică așa la tot peer pressure-ul ăla, când tu ai chef să stai acasă. Eu sunt genul ăla de om, adică dacă mă chem să cânt, super, facem mm-hmm. frumos. Dacă mă chem ca invitat, sunt ăla care vine cu mașina. M-am dus la runta fiicei unui foarte bune prieten, m-am dus cu mașina. Nici ziua de azi nu știu dacă știe că eu am fost cu mașina acolo, că aveam ceva care părea alcool într-un pahar. Ai mimat bine. Așa. Deci primul care pleacă? Da, sunt primul care pleacă, dar în același timp, pentru că nu beau, îi duc pe toți acasă. În cazul în care vor să plece cu mine. Așa. Ești omul de care toată lumea are nevoie la petrecere. Da, cumva, dar le stric cheful. Dar de cele mai multe ori nu mă duc și prefer să rămân acasă și toată lumea se supără pe mine și am zis, plus că există atât de multe piese de parte și hai să mergem pe mese și să dărâmăm șandramaua și așa mai departe, am zis, hai să cântăm și povestea asaltă și să dăm și o replică. Cred că de acum când o să primesc invitații pe care nu pot să le onorez, pur și simplu o să trimit acest link. Mai fac și eu niște vizualizări. Așa și, mă rog, aici o parodie fără să ne dăm seama. Noi de fapt am vrut să facem o piesă de party în sensul clasic al cuvântului. Și am început să scriu, mi-a venit aia cu 2 shoturi jumate suc și am început să mă duc așa într-o direcție în care de care mi-am dat seama că nu e chiar potrivită pentru, adică cu planul pe care l-aveam noi inițial și s-a tot dus și am ajuns să luăm la mișto toate tropurile astea de mărcile astea de party songs, hai cu mâinile sus și ai și cu partea de rap și așa mai departe și am zis că ok, e clar că asta e direcția, ne ducem până în pânzele albe cu ea și aici e o mișto căreală. Da, să fie fun. Zine cea mai bună scuză să refuzi să ieși în oraș. Băi, cea mai bună scuză e adevărul. Sincer. Ești sincer? Spui, n-am chef să ies azi? Da, la 34 de ani, adică... Atai? Da. Arătă-ți bine. Mulțumesc frumos. După multe nopți nedormite, e bine dacă încă mai dau impresia asta. Da, nu, le-am zis pe toate, am rămas fără, că asta și e și în strofa a doua la un moment dat, că începi să te repeți. Uh-huh. Știi, așa, mai aveam niște poze de pe la cântări sau ceva genul ăsta sau așa și mai trimiteam, nu sunt în București. Așa, dar până la urmă, cel mai bine e să zici adevărul, pentru că... ajungi sincer să ai și tu o liniște cu tine. Bă, ăsta sunt ca om, it's fine. Dacă îmi place să ies mai rar, nu este absolut nicio problemă. Că și la asta... Dar poți să intri, Laura. Uite că Laura face poze pe afară. Poți să intri să fotografiezi din studio aici. Bună dimineața. Nu e absolut nicio problemă. Că o să ajungem și la tine, să știi. Ia. Crezi că îl lăsăm pe Andrei singur? Lasă că o să luăm și pe Laura la întrebări un pic. Da, alături de tine. Bun, deci ești sufletul petrecerii, ești șoferul petrecerii, ești ficatul petrecerii. Da. Tu repari ceea ce alții strică. Da, chiar nu bei deloc?
Da, nicio... și nu. Băi, uite, nici la cântări. Nu, eu nu beau deloc. N-am chestia asta, trebuie să ciupim ceva ca să ne intrăm în stare. Bem după. Bem după. Nu, mie îmi place să mă distrez, dar mie îmi place să mă distrez cum îmi place mie să mă distrez, știi? Și atunci am zis, hai chiar să formulez așa într-o, să dau o formă coerentă, completă, rotundă acestei atitudini, cu atât mai mult cu cât mi se pare că nu e instagramabil să stai acasă, nu e cool, știi? Corect. Adică, depinde în ce casă. Depinde în ce casă, adevărat. Corect. Nu în sectorul 3. Una prin Caraibe, așa, un și am zis, hai să vorbim un pic și despre chestia asta, că parcă merită, parcă e ceva și acolo și să nu mai fie toată presiunea asta. Bă, stai un weekend acasă, bă, ce trist ești. E ok. Trist petrecerea. Da, toată presiunea asta, știi, vine weekendul, trebuie să ne distrăm, vine revelionul, trebuie să ne distrăm, vine ziua ta, bă, nu poți să stai, adică hai să, nu? Eu de ziua mea am fost, ne-am plimbat pe străzi toată ziua, am mâncat mici la obor, am băut o bere, ne-am plimbat, i-am arătat și ei mora lui Hasan, Laure, că nu o văzuse, ne-am să-mi văzut un film, ne-am cumpărat o carte și am citit până când a început filmul și a fost chef's kiss, adică a fost cea mai mișto zi de naștere. Laura o avem în studio, face fotografie pe post de paparazzo, este iubita lui Andrei Leonte. Acum, nu intru în foarte multe amănunte. E la fel ca mine, în cazul în care asta... Eu știu pe Laura, așa cum te știu pe tine, a fost cea persoană publică și este în continuare cu ceea ce faceți voi. Te-ai dat cu Morning Glory la un moment dat, asta că știu eu. Da, câți ani? Aproape 6 ani de Morning Glory cu Exarco. Hai un loc acolo și spune-ne. Să te auzim și pe tine, dacă tot a venit momentul. A lucrat cu Pletosul din redacția colegilor de la Rock FM. Laura Popa alături de Andrei Leonte formează și un cuplu în viața de zi cu zi. Nu te auzi? Lasă că strici pe oră. Bună dimineața, e mai bine așa. Mai bine fără. Mai bine fără. Bun, deci tu cu muzica, tu cu podcastul, amândoi cu podcastul. Și cu jurnalismul de investigații. Și cu jurnalismul de investigații. Aha. Am început de fapt am reluat colaborarea cu Presoan, unde e cel mai bine. Am înțeles. Ne simțim ca acasă acolo. Da? Și cu podcastul, povestiți-ne un pic ce faceți voi, cine nu vă urmărește, cum vă poate dacă găsi. Cine ne urmărește, ar trebui să ne urmărească, da. Pentru că noi suntem drăguți, cum ne place să zicem. Avem un podcast de aproape 2 luni, se numește Homemade Podcast. Poate fi găsit peste tot, pe YouTube, pe Spotify, îl găsiți peste tot. Suntem și video, deci ne și vedeți, nu doar ne auziți. Și abordăm problematici ce țin de cuplu, plecând de la relația noastră, pe care o analizăm și o prezentăm oamenilor. Da, vă dați voi exemplu. Nu, niciun caz. În mod sigur nu suntem un exemplu. Dar cumva a pornit de la ideea că ar fi un fel de support group. Hai că ai dat-o bine. Da, de fiecare dată zic focus group. Așa, și ni se pare normal să oferim și noi experiența noastră, să punem și să ne punem și noi relația pe tavă. Mă rog, atât cât ne țin glandele sincerității. Încercăm să fim cât mai sinceri cu putință, că ne dăm seama că dacă vine dintr-un loc bun ceea ce zicem, poate deschide portița și către ceilalți să ne povestească prin ce au trecut ei. În ultimul episod, spre exemplu, am vorbit despre cum a fost să ne cunoaștem părinții și cât de solicitant emoțional a fost asta. Și pentru că pentru noi cumva a fost un pic mai greu să vorbim despre lucrul ăsta, am cerut și părerea unui specialist și am dat și un input de la un specialist. Foarte tare! Foarte bine. Mulțumim. Asta e un moment critic. Vă și distrați, dar știi cum se zice? Vă și distrați, dar și progresați în ideea asta, având în vedere că subiectele și problematica se schimbă de la o oră la alta, trăim într-o dinamică și chiar e nevoie să fim adaptați vremurilor noastre. Voi sunteți în pas cu vremea, pentru că sunteți tineri, aveți și voi activități. Unii dintre noi sunt tineri. Ca cine e mai tânăr? Eu. Doar ce am împlinit 29 de ani. Mulțumesc. Ți-ar fi rușine. Da. Eu nu simt diferența, să știi. De obicei cel mai tânăr. Nu o să-ți neapărat altă generație. Nu ți-e dor de radio? Așa de efectiv, de un live? Mi-e dor de adrenalină. De adrenalină. De matinal. De matinal asta, da. Păi era 4:45 aproape în fiecare dimineață. Da, și eu am 4:30, de știu cu ce se mănâncă. Dar dacă vrei, dragostea mea, putem să facem podcastul live, dacă ai nevoie de adrenalină în cazul și în care... Și mai ales la ora aia, dacă... Da, mulțumesc! Ne trezim la 5 fără un sfert, frumos, deschidem camera. Să știi că asta voiam să zic, la mine s-ar putea să nu fie o problemă. Cine mai ești mai leneș în general? Te trezești mai târziu? Nu-mi place acest cuvânt. Îți place să stai mai mult în pat? Băi, am încercat...
am încercat să mă trezesc cu ea, pentru că eu am un program ceva mai flexibil, chiar și la agenție, chiar și pe producții, ce mai fac eu cu cântările. Și am zis, ok, tu ai un program fix, hai să încerc să mă mulez pe tine ca să nu ajungem să ne întâlnim ca soarele și luna. Și am încercat mai multe săptămâni, un an și ceva, cât am locuit împreună până când ai plecat de la radio. Nu, adică rezistam cam până pe miercuri, joi. Și apoi efectiv simțeam că, ok, într-adevăr, poate că ar fi ajutat să mă duc și eu undeva și să fiu angrenat într-un proces pe care să nu-l guvernez doar eu, știi, acasă, lucrând singur în bucătărie. Păi dacă mă duceam și eu la radio și aveam acea adrenalină sau whatever, sau lucram cu niște oameni care se bazau pe mine, poate ar fi fost altceva. Dar la ora aia nu se baza nimeni pe mine. La 5 jumate să se întâmple ceva, da. Și neavând chestia asta, cred că mi-era cu atât mai greu. Dar chiar și așa, trezitul în sine, nu, mi s-a părut crimă. Toată admirația mea, sincer, după toată experiența asta, am câștigat un nou respect pentru oamenii care fac matinal sau care, în general, se trezesc de dimineață. Dar am ajuns la vârsta la care nu mai pot să stau nici treaz până la ora aia. Deci a devenit total inaccesibilă pentru mine. Dar și că și eu mă culc la 10 jumate. Rar mă prind de 11 noapte. Astăzi, nu mai rezist. Astăzi, da. Pic din picioare. 44. Ai atins un subiect sensibil. Serios? Este, da, știu, adică... Băi, nu pare. Sincer, ți-aș fi dat 39. Să știi că... Da. Mulțumesc! Nu e bine! Să-mi dea mie cineva 29 acum la 34? Mai prins un scurt, că ieri aveam părul mai mare. Și tu mai ai prins nedormit. Da. Am greșit cota la mașina de atunci și a trebuit să... Serios. Pe bune? Mi-am luat o mașină nouă și am greșit. Și am intrat și ca să nu credeți că am vreo boală de păr sau mă rog, îmi pierd părul în dimineață, a trebuit să mă tund așa prematur. Uniform de colo până acolo, da. Dar l-am văzut de dimineață, trebuie să dau un pic din casă, l-am văzut tuns și zic, zic, freză de vară, zic, gata, te-ai schimbat, deci nu vreți să știți ce privire mi-a aruncat, era de supărat și zice, da, nu a fost intenționat, trebuie să-ți povestesc. Da, bine, n-aveam cine știe ce păr lung, dar oricum, aș fi vrut să mă duc în concediu cu față mai puțin de... bucigași în serie, știi? Băi, te înțeleg și eu mi-am luat o chestie de aia de tuns în nas și sunt foarte dezamăgit de ea. Nu-s bune. Nu sunt, nu. Nu, că te tunzi în nas și ajungi în urechi. Și înțeleg dezamăgerea pe tehnologie. Eu pe la pixul ăla din categoria da, asta. Da, pixul ăla de nas și de urechi îl țin la păstrare. O să-l fac cadou cuiva. M-am gândit să-l... Păi nu, că nu l-am folosit. Nu l-am folosit pe ăla. Am folosit altul înainte. Să zic, ca să nu-l stric pe ăla. Păi ăla e de cadou. Deci dacă te trezești cu de la... Să știi că-ți vrea binele. Nu știu ce vrei să spui. Ce vrei să... Păi nu, că ești la rândul tău, poți să-l dai mai departe, că nu-i pun de nimic. Stai. Hai să mai vorbim un pic de cântare și de muzică. Ai spus că ai fost la cântare, da. Ai avut treabă. Cum se prezintă vara asta pentru tine? Pe unde te vedem? Pe unde te văd ceilalți? Vara asta e plină cu proiectul de cover-uri. Overnight Band, s-a întâmplat un alt proiect de cover-uri făcut de mine și de Alex Luft, de colegul care și compun de altfel piesele de vreo câțiva anișori. Ne-am dorit să facem o chestie pentru... Adică nu este lăutari, să ne înțelegem. Adică eu am cântat la nuntă sâmbătă. Așa... Păi ești cerul, trebuie să fie ceva frumos și la nuntă. Normal. Măcar muzică. Da, da. Eu nu-s fan nunți, să înțelegi. De ce? Ia zi. Am făcut una, mi-a ajuns. Mi-a trecut după 9 ani, am zis stop și a doua am zis... Îmi place mie de voi ăștia care ați avut parte de toate tradițiile și toate nunțile și toate evenimentele și după aceea... Și acum, nu am absolut nimic cu nunta, doar că n-aș mai face un format ăsta, mă înțelegi? În formatul clasic. Aș face o nuntă mai liberă. Exact, exact. Cumva de la ideea asta am plecat și noi, pentru că le-am făcut pe asta clasice. Adică între noi, în trupă, suntem 5 oameni, însumăm peste 1000 și ceva de nunți. We have seen it all. Da, și cu Overnight ne-am dorit să facem să facem un proiect pentru cei care își doresc nu o nuntă clasică, pentru cei care își doresc basically o petrecere. Și suntem așa oarecum pe vibe-ul de club și de zic, așa e festival. Dar asta m-aș băga, una pe săptămână aș face și... Adică noi cântăm Skrillex și Papa Roach la final. Și nice. Armin van Buuren și Guetta și Timmy Trumpet. Așa. Și da, deci vara o să fie plină cu nunți și o să lucrăm în sfârșit și la un concept de live pentru Leonte. În sfârșit. În sfârșit. În sfârșit. Ce înseamnă în sfârșit? După cât timp? În sfârșit. După mulți ani în care am mers așa pe live
parcă nu tocmai pe o cărare bine conturată. Adică ne duceam, cântam și aia era. Și în sfârșit o să lucrăm acum la un concept propriu zis de live. Nu să cântăm piesa așa cum a fost făcută în studio. Ai prins inspirația? Cred că este momentul. Cred că este momentul. Că oricum, ultimii ani au fost așa într-un burnout cronic și am zis, bă, hai să de asta și podcast-ul, de asta și acest proiect nou de cover-uri. Jurnal de om curios? Nu, asta e al meu. Asta e al Laurei. La ce mă uitam, da. Și la tine, dacă te caut, așa, pe Instagram, mă găsești, da. Știu. Cine caută, găsește. Ia să vedem. Te urmăresc sau nu? Știu că te urmăresc. Ia să vedem. Urmărim să nu fim urmăriți. Nu, e urmărit, mă. E muzician, video producer. Gata, acolo ești. Acolo, da. Bun, tu om curios, tu muzician, amândoi oameni curioși și amândoi muzicieni, să știi că... Tu nu. Da, de ce tu nu cânti niciodată? N-ai cântat niciodată? Nu, aș vrea să supăr pe nimeni să cânt așa ceva. De ce nu faci? Nu, mulțumesc, îți las ție. Să știi că au fost niște momente la un moment dat și articole din presă care te nominalizau dreptul dintre oamenii care au trecut mai greu de pandemie. Da, că ai trecut într-o depresie. Da, acum, da. Să știți că dacă puneți mâna pe numărul acela din revistă, Andrei nu e în depresie, poate a fost, dar nu mai e. E râde vesel și formează un cuplu cu Laura de ceva vreme. Te-a ajutat treaba asta să depășești momentul? O relație păi poate ajuta? Noi ne-am cunoscut în 2021. Am făcut chiar zile trecute 2 ani. Oh, păi da, zic că v-a spus acolo 2 ani și ați făcut și podcastul potrivit. Nu știu unde ai avut impresia că ajunge aici. Noi n-am făcut temele, suntem pregătiți. Da, mă iertați, adică nu au plecat dintr-un loc de subestimare. Dacă plouă, îmi plouă pe epoleți. Se aude ce comentarii, adică sunt vine. Da. Și la final trebuie să-i spunem maestre. Așa ne-am obișnuit astăzi. Am înțeles. Băi, da, nu, adică cred că pandemia a fost un moment ciudat, mai ales că m-am și îngrășat. Da, un moment ciudat pentru exact, pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Și eu am stat chiar singur în casă. Nu eram într-o relație. Nu mai aveam coleg de apartament. Laura nu era. Era și ea într-o garsonieră singură. Așa și a fost un picuț ciudat. Dar eu cred, sunt un suporter al terapiei, al mersului la terapie. Am ținut aproape și în perioada pandemiei și după s-au depășit. A fost cu canapea, cu tot? Momentele alea. Moment de canapea la terapie? Întins pe spate? Băi, la un moment dat am început să stau întins pe spate, dar asta pentru că era marți după amiaza, terapia mea, și deja, eu deja oboseam, adică deja eu marți după amiază sunt pregătit ca săptămâna să se termine. Și da, simțeam, sincer, chiar după 30 de ani încoace, că am făcut vreo 5 ani terapie, după 30 de ani încoace am început să simt nevoia de asta întins. E bine că, uite, negarea n-a funcționat. La tine ai acceptat, ți-a acceptat soarta, da, s-o mai departe, da, și a rezolvat problema. Mergeți la terapie, că e bine. E bine. Ați fost bine în vacanță? Sau urmează să plecați mai plecați? Vacanță. Hai să nu zic că vă urmăresc chiar tot, că mă să mă acuzați că vă stocăresc așa. Am fost în vacanță un weekend. Am ajuns la mare câteva zile. Da, de ziua ta. Și puneam să-mi Timișoara la cântare. Se pune? Se pune. Și ne-am plimbat, da. Și după aia, cred că o să mai mergem în august câteva zile. Da. Și cam atât, asta a fost vacanța. Tot la mare? Tot la mare, la lac. Poate ajunge să vedeți și cascada Bigger. Da, da, ar fi drăguț. Da, nu, cred că e mai un picuț mai puțin timp, din păcate, vara asta pentru vacanțe. Trebuie să vedem și cu fondurile, să ne înțelegem. Ce scrie pe urmă? Nu este, ce, elf? Nu este potrivit Elvish, să zic. A, nu, ne-am întristat pentru că și noi am primit mesajul fonduri insuficiente. Și asta zic, adică, na, suntem și noi oameni cu... Aveți cheltuieli și voi, na, da. Până la urmă. Proiecte personale. Puneți bani deoparte. Proiecte personale, să mâncați, să vă îmbrăcați. Avem rate astea. Uite, ca să vezi că se poate și mai rău, era un banc în America, un tip care bagă card în bancomat. Așa. Și citește un mesaj pe ecran. Fonduri insuficiente. Și te întreabă, la mine sau la tine? Da, nu se știe niciodată. Eu întotdeauna când am cardul gol, am impresia că n-are banca bani să-mi dea. Băi, se întâmplă, chiar s-a întâmplat. Și da, e și ăsta un argument pentru care o să, probabil că o să... și mai stăm pe acasă. Pe acasă, da. Dar lasă că și acasă putem să facem vacanță. Mai ales, da, adică bine. Noi ca introvertiți... prin București, da. Ca introvertiți, da. Avem 10.000 de pași de făcut în fiecare asta zi. Asta e targetul? Câte zile ai?
150 de zile de când merg peste 10.000 de pași. Cât ai până zi? Acum? Că nu văd până până acum am doar 917, da? E timp. Va. Ia abia 9.51 de minute. Ne trebuia un... De ce nu ne-ai spus? Îți aduceam un microfon cu fir, așa, să te prindi. Exact, sau o bandă, exact. Sau bandă ceva. Păi data viitoare o să improvizăm, cum o să apară și studioul în sala de fitness. Nu trebuie să ne fie rușine. Da. Noi n-am reușit să facem pași, dar o să-i facem pentru că tot se liberă studioul. Facem pași că vine Răzvan cu De 10 ori România. Iată-l pe tovarășul și amicul Răzvan Pete. Tovarăș! Ascultați emisiunea, stă să înceapă. Uite, e la ușă, ne pândește. Să știi că îți dau și căștile mai încet. Nu te speria. Ce-a zis? Fost, hai odată, cred. Hai, gata, zi. Eu n-am fost pionier, tu ai fost? Aolo, n-a fost pionier. Da. Scuzați. Da, da, el a fost șoim al patriei. Oameni buni, mulțumim. Mulțumim și noi. Venit. Săptămână bună să avem. A fost așa, piesa a fost un prilej să te readucem aici. Să te vedem cu drag. În carne și oase și ne bucurăm că s-a întâmplat treaba asta. S-a completat echipa și cu Laura. Mulțumesc. Laura Popa și Andrei Leonte au venit împreună și pleacă împreună. Ca să-și facă pașii.